Președintele României, Klaus Iohannis, i-a transmis omologului său italian, Sergio Mattarella, un mesaj de condoleanțe în urma accidentului feroviar care a avut loc ieri în sudul Italiei. Atunci, două trenuri s-au lovit frontal la periferia orașului Bari. Accidentul a avut loc pe un segment feroviar cu o singură linie. Am aflat cu întristare de tragicul accident feroviar petrecut la 12 iulie în sudul Italiei, în urma căruia atâția oameni și-au pierdut viața și mulți alții au fost răniți. În aceste momente dureroase vă transmit, în numele poporului român și al meu personal, cele mai sincere condoleanțe pentru familiile și pentru prietenii victimelor. Gândurile noastre se îndreaptă și către numeroșii răniți, cărora le urăm însănătoșire grabnică și puterea de a trece peste aceste clipe dificile. Este mesajul lui Iohannis. Bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 27 de morți și 50 de răniți, dintre care 6 sunt în stare gravă. Procuratura din orășelul Trani a declanșat o anchetă privind omor multiplu din culpă și vătămări corporale multiple din culpă, principala ipoteză fiind cea a unei erori umane.